Iubiții mei, în general, când vorbim de mulțumiri, ne adresăm lui Dumnezeu cu fața spre trecut, spre ceea ce s-a întâmplat, spre ceea ce ne-a dat, spre lucruri de care ne-a ferit, spre trecut. Cu această ocazie vom învăța ceva cu totul deosebit, și anume, vom mulțumi lui Dumnezeu cu fața spre viitor. Ai mulțumit lui Dumnezeu pentru trecutul tău, foarte frumos. Dar ai mulțumit lui Dumnezeu și pentru viitorul tău. El este pregătit, așa a spus Domnul în Ieremia, capitolul 29, versetul 11, ca să-ți dau un viitor. Crezi în viitorul acesta? Dacă ai crezut în adevăr în viitorul acesta, ai mulțumit lui Dumnezeu pentru el? Iată ce scrie cuvântul lui Dumnezeu în cartea Ioel, capitolul 2, versetul 28, cu privire la viitorul adunării noastre. Iată ce viitor are adunarea noastră. Voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa vise și tinerii voștri vor avea vedenii. Acesta e viitorul pe care l-a pregătit Dumnezeu. Dacă și noi primim această promisiune a lui Dumnezeu, acest plan, acest proiect al lui, atunci avem toate motivele astăzi să mulțumim lui Dumnezeu pentru viitorul adunării noastre pe care l-a pregătit El. Știți care era problema cea mai serioasă cu care se confrunta Moise în perspectiva Exodului? Era întrebarea dacă El este omul acela. Și dacă el este omul acela, e trimis de Dumnezeu sau merge din propria lui înțelegere? Bunul Dumnezeu ne întâmpină acolo unde suntem. Poate te îndoiești de viitorul tău personal, nu mai vezi niciun viitor pentru tine, poate nu vezi un viitor nici pentru familia ta, poate nu vezi viitor nici pentru biserica ta, poate e întunecat. Dar atenție! Dumnezeu ne întâmpină în locul în care suntem. Și a spus lui Moise aceste cuvinte în Exod, capitolul 3, versetul 11. Acolo unde se taie el și spune: cine sunt eu să mă duc la faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Și Domnul îi dă un semn cu privire la viitor. Vă rog să urmăriți, acesta este semnul Exodului. Dumnezeu a zis: eu voi fi negreșit cu tine și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Îi vorbea lui acolo, în locul acela pe munte, și i-a spus: uite, când vă veți întoarce înapoi din Egipt cu toate problemele rezolvate, vorbea de sfârșit, vorbea de viitorul îndeplinit al acestei lucrări, vă veți închina lui Dumnezeu pe muntele acesta. Nu este aceasta o speranță plină de încredere, o speranță cu temelie puternică în Dumnezeu? Iată care este dorința lui pentru fiecare dintre noi. Ați observat că nicăieri în Biblie nu există vreun loc în care Dumnezeu a construit un pod. El nu construiește poduri, el desparte apele. A despărțit Marea Roșie, a despărțit Iordanul, el desparte apele. La fel este gata să facă și pentru mine și pentru tine cu această ocazie, pregătind acest viitor și această nădejde despre care a vorbit el. Iisus era acela care mulțumea Tatălui pentru viitorul lui și tu și cu mine trebuie să învățăm această înaltă știință dumnezeiască. În Ioan 11, cu versetul 41, înainte de orice altceva, la mormântul lui Lazar, Iisus ridică ochii spre în sus, a ridicat ochii în sus și a zis: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Nu se întâmplase nimic, nu se petrecuse nicio minune, dar Iisus credea din toată inima în viitorul acesta pe care Dumnezeu l-a pregătit și pentru care el acum mulțumește. Semnul că ai crezut cu adevărat că Dumnezeu a pregătit un viitor pentru tine este că tu vei mulțumi lui Dumnezeu astăzi, chiar aici, în locul acesta, în această adunare, la acest program. Tu vei mulțumi lui Dumnezeu nu pentru ceea ce știi, nici pentru ceea ce crezi tu sau ce îți imaginezi tu, ci pentru ceea ce a pregătit Dumnezeu. Doamne, ce ai pregătit tu pentru mine? Dă-mi putere să-ți mulțumesc astăzi pentru viitorul pe care l-ai pregătit tu pentru mine.
Acest lucru este exemplificat în multe vieți de oameni și când Iisus îi vorbește lui ucenicul Anania despre Pavel, nu îi vorbește despre... Anania vorbea despre trecutul lui Pavel, uite-te ce om a fost ăsta, acum a persecutat, și Iisus vorbește despre viitorul lui. Deci omul acesta este un vas ales care va duce numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților, înaintea fiilor lui Israel, îi voi arăta ce are să sufere pentru mine. Toate acestea erau proiecția în viitor. Mulțumește, dar din adâncul sufletului tău, lui Dumnezeu, pentru viitorul pe care ți l-a pregătit. Aceasta este o putere extraordinară care te va susține și te va menține. Aceasta a fost puterea care l-a ajutat și i-a dat biruință deplină lui Iisus pe cruce, pentru bucuria care îi era pusă înainte. Acesta este viitorul. El a suferit crucea, a disprețuit rușinea. O biserică fără viitor este o biserică fără niciun fel de putere și al cărei trecut nu mai contează de fel. O biserică cu viitor are motiv de a lucra, de a trăi la o așa înălțime încât acest viitor să nu fie împiedicat, să nu se ajungă vreodată în clipa în care Iisus a plâns și a spus: am vrut să fac, dar n-ați vrut. Viitorul pe care l-a pregătit Dumnezeu este luminos și frumos. Viitorul pe care tu și cu mine îl vom primi și îl vom trăi depinde de alegerea și de voința noastră. Cartea Apocalipsei spune în capitolul 11, versetul 17: îți mulțumim, Doamne Dumnezeule atotputernice, care ești, care erai și care vii. Aceasta este parte componentă a ființei lui Dumnezeu, a realității lui Dumnezeu. Îți mulțumim, Doamne, care vii în viața mea, care vii în familia noastră, care vii în biserica noastră, care vii în lumea noastră. Îți mulțumim, Doamne, din toată inima noastră, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.